camera asta? Ce e prima cameră care ați văzut-o? Păi este ilegal montată. Da? Cum? Este ilegal montată. Adică cum ilegal? Ce aprobări îmi trebuie ca să fie ilegal? Ați luat de la restul vecinilor aprobări? De ce aprobare? Ce treabă am eu cu restul vecinilor? Păi, supraveghez ușa mea. Nu supraveghez ușa nimănui. O femeie din Brăila este deranjată de faptul că vecinii au montat o cameră de vedere pe scara blocului. Aceasta susține că rudele nu o mai vizitează din cauza că sunt filmați, iar dreptul ei la intimitate a fost încălcat. Văzusem articolul 226 și le-am și spus. După care am discutat cu avocatul, că n-aveam altă soluție decât să mergem mai departe, pentru că eu, din punctul meu de vedere, nu vreau să fiu filmat. Nu vreau să fiu marginalizată de nicio rudă, de niciun neam, de niciun prieten ca să vină la mine acasă. Este inadmisibil ce se întâmplă, pentru că trebuie să nu mă vadă vecinul când urc cu ceva. Pentru că se interpretează. Este atât de interpretativ tot ce facem. Pe de altă parte, vecinii care au montat camera susțin că tocmai băiatul de 9 ani al femeii este motivul pentru care au recurs la acest gest, din cauza că le murdărea ușa, rupea florile și suna constant la sonerie. Pentru camera a venit poliția? A venit, au văzut ce supraveghează camera și azi noi încurajăm treburile astea contra hoților, contra nu știu ce. S-a dus la doamna, i-a explicat, n-a înțeles. Deci nu înțelegi, ea nu pricepe treaba asta. Și polițiștii ce v-au zis mai departe? Care e următorul pas? Nici nu am voie să difuzez imagine. Păi internet, colo. Treburile astea care nu e. Atât. Dacă dumnealor le este de folos, chiar ar trebui să o țină. Nu știu de ce nu ar ține-o. La urma urmelor, nu știu dacă se văd trăsăturile atât de bine pe o cameră, toată ziua bună ziua. Bănuiesc că... Acum că este ilegal, persoanele în drept să rezolve o astfel de situație, să o rezolve, nu știu ce să zic. Nu sunt trecut la întreținere. Și așa se vadă. Și spune-mă ce face copilul ei. Ce să fac un dezastru. Polițiștii au fost sesizați despre acest scandal și au chemat pe oameni la secție pentru a-i înștiința despre noile reglementări privind montarea camerelor de supraveghere, însă nu au luat nicio măsură până acum.